Incendiile din Grecia fac primele victime. Un pompier voluntar și șeful Camerei de Comerț din Atena au murit în urma inhalării masive de fum. Capitala Elena este acoperită de un nor toxic uriaș, iar oamenii sunt sfătuiți să țină ușile și ferestrele în permanență închise. 86 de noi focare au izbucnit doar în ultimele 24 de ore. Exodul din insula Evie a căpătat proporții uriașe. Sute de oameni s-au îmbarcat noaptea trecută pe bărci private și pe feribotul care face legătura cu continentul în încercarea de a scăpa din calea flăcărilor. Situația este dramatică și în nordul capitalei Elene. Munca pompierilor de a ține focul la distanță de oraș pare o misiune imposibilă. Mii de oameni au primit deja ordini de evacuare a locuințelor. Orașul, cu o populație de aproape 4 milioane de locuitori, este acoperit cu cenușa provenită din incendiile de la periferie. Aerul este aproape irrespirabil. Situația este dramatică. În infernul de la Atena se află și românii. Oamenii sunt foarte afectați, sunt pagube materiale foarte mari, oamenii și-au pierdut casele, bunurile au fost mistuite de foc și de asemenea este vorba de o pagubă ecologică, de mediu imensă. Sârbi de electricitate care au fost arși, au căzut, au fost dărâmați la pământ. Toată această situație se datorează unor temperaturi foarte ridicate, care au fost zilele trecute, 45-46 de grade, unice în istoria recentă a Greciei. În momentul de față, în întreaga Grecie sunt active 154 de focare. Flăcări uriașe amenință inclusiv orașele istorice Sparta și Olimpia din Pelopones. Grecii este adevărat că sunt depășiți de situație. Sunt peste 100 de incendii și este foarte greu. Deci nu mai au putere efectiv ca oameni și putere materială să acopere aceste necesități. Se văd și în continuu zboară pe deasupra elicoptere, avioane care merg în zonele afectate și aruncă apă. În Atena au ajuns și pompierii români. Au intrat în contact cu autoritățile elene și din clipă în clipă vor primi ordinul de a intra în luptă cu flăcările. Turcia este și ea pradă incendiilor masive de vegetație. În numai 10 zile, peste 200 de focare au făcut prăpăd în sudul țării. Azi mai erau active numai 12. Un videoclip postat pe rețelele sociale dă și primul semn că aici lucrurile sunt pe cale să se încheie cu bine. Un voluntar în lupta cu flăcările a filmat momentul în care un fluture vine și bea apă din palmă.